Asta, tata nostru, suntem pe muntele de măslin. Deci aici l-au adus după ce l-au răstignit. Deci în această criptă l-au adus după ce l-au răstignit și de aici s-a ubicat la cer. Deci de aici s-a ridicat la cer. Deci e gripta unde a fost adus. Iisus. Și asta e piatra, nu? Ce piatra? În orice caz, sigur, o să vă rog să, din capul lui să explicăm cam ce s-a în... Șar, nu vă pierde șar, nu vă dați la șar dacă nu vă spuneam. Acest internet care transformă total modul în care se fac afaceri și se face comunicație în ultimele case. Da? Sigur, dar ce mai probabil că dacă nu se luăm destul la capul bună, tot așa de statistice, măsura. Păi da, nu. Da, am venit să mări. Și aș face doar un foarte mic citat din Andy Grove, președintele Interliberal Mondial de Comunicare, care avertizează că în cel mult 5 ani toate companiile vor fi pe internet sau nu vor fi deloc și, desigur, tocmai de ce cei care îndrăznesc se contrazică. Sigur, aș vrea să vorbim pe cât posibil după ce vă prezentați puțin domeniile de activitate și ce reprezentați, să vedem în ce măsură internetul va putea în perioada următoare să intre în viețile noastre, atât în casele noastre, cât și în birourile noastre. În ce măsură ne va ajuta? Haideți chiar să începem mai multor telespectatori să îți va ajuta în două, trei minute de spune, dar o să începem cu domnul Călinistor de la X-Net, să vă prezentați puțin... Dă-mi pe Gior! Vezi că aici, atenție! Aici, Radio Cluj, Florin Zaharescu, la care mulțumesc și cu acest prilej, da, unde am fost cam 110-120 de oameni de afaceri, care sunt conectați la Clubul Monitorul și la ce vreți face Transilvanie. Care am încercat să punem la punct un program, niște linii, dinamite, cum va arăta într-un secolul 21. Deci, foarte mulți dintre noi simțim momentul acesta și faptul că foarte mulți dintre clujeni au rămas, din păcate, în secolul 20. Dacă nu vine mesajul, încercăm acum să ajungem acum în secolul 21, să ne alimentăm această revoluție a comunicațiilor și informațiilor, care prânde ne-a luat și pe noi, ca o plumbă. Este foarte important ca toți slujenii să fie informați și să fie acolo de ceea ce se întâmplă în sistemul global, deci nu numai ce se întâmplă în urba noastră, în țara noastră, deci ce se întâmplă pe plan mondial. Păi să n-am și să știm ce ni se pregătește. Iuri, tu în special. Și să ne pregătim ca să deci, revin la ideea că trăim această revoluție a informației și a comunicării, în care suntem implicați direct sau indirect, fără să ne dăm seama sau de nu ne seama. Miru, știi că mai dăm o la bariu. Sunt de acest val pe care ni l-a prevăzut Alvin Toată, la 30 de ani, dar pe care citeam poate jur de avut, vreau să vă spun că țările avansate deja au trecut la construirea acestei societăți informaționale, iar noi dacă nu ne aliniem acestei noi tendințe și nu ne dotăm cu tehnica și tehnologia necesară, ajungem să ne auto-eliminăm din această competiție acerbă care s-a lansat. Așa cum vă subliniez aici la o dată, prefazând la Malro, spunea Mali Leon, firmele în câțiva ani vor fi pe internet sau nu vor fi deloc. Ceea ce, sigur, începe să devină o realitate din ce în ce mai complicătoare. Haideți să auzim câteva vorbe și de la tânărul director al filialei clujene,
Redesenca este unul dintre cei mai importanți furnizori de prezență internet și anume, cum spuneam, Romanian Data Assistance. Stop, bună seara. Mă duc după așa cum toată lumea a spus. Prezența noastră este dată de seminarea Reunule. Mai multe cuvinte cheie care vor sta la baza a intrat pentru că în internet vreau să vă spun totul pornește de la cuvintele cheie și de exemplu astăzi am lansat ideea unui cyber city noi Cluj la Foca cyber stop Clujul real, virtual, să creăm un site, super site. Cei doi studenți care au creat această pagină pe care foarte mulți au început să o acceseze și să lucreze pe ea în ideea de a obține cât mai multe informații, de a livra, de a furniza informații și în felul acesta să lucrăm, legând o chestie de psihologie elementară, toată lumea analizează pe informații, pentru că informația se are putere, cine stăpânește informația, stăpânește situația și alte lucruri de genul ăsta pe care le cunoșteți. Totuși, noi ne-am gândit astăzi să lansăm o idee, un proiect care să se numească Cetatea Virtuală Napoca. Deci să vedem cum arată Clujul nostru în virtual, cu toate serviciile posibile, ca să ne facem viața mai comodă, mai confortabilă, să creștem calitatea lui. Să fim puțin mai concret. Ce vrea să ai Clujul ăsta, Biro? Să ne asculte, nu să credem în voie să răspunsurească cine știe ce Cluj nu spune. De ce înseamnă asta? Și înainte de a explica acest lucru, colegii din regie mă roagă să mai repetăm anunțul cu concursul, pentru că să ne mărim șansele de deci, scurt, pe doi încă o dată despre concurs și avem la adresa pe care o vedeți pe ecran. Deci calin.nistor@xmail.ro. Noi vom citi aici primele 5 mesaje sosite și vom decide cine va fi câștigătorul unui abonament gratuit pe un an la X-Men. Bun. Deci să revenim la acest spațiu virtual. Cum ne ajută el în viața de zi? În afară de faptul că știm că există undeva un spațiu virtual, venim acasă sau la birou, dăm drumul la calculator și... Eu reprogram pot da pe dar. Ce înseamnă acest spațiu? Cum ne ajută el? Noi. Deci cel mai important lucru este să creiem... Sile vezi că intre, brastă. ...care să fie extrem de utile. Care sunt principalele informații și cu ce probleme ne lovim? Să spunem, de exemplu, noi avem probleme... Ce lipsește la camerele astea, știi? Știi ce sunt dau secretă? Stația financiară sau de direcția forță de muncă. Becul roșu. Dacă am avea un site la fiecare din aceste instituții cu prezentarea a ceea ce fac ei, cu modul în care se duce informații, niște chestionare care se poate fi completate online. Operative, deci de a comunica direct, de a nu mai sta, să spunem, la ghișei terminabil sau de a ne depune cererile la primărie sau de obține o facilitate, să spun, sau un loc de muncă, de să desemnăm un job. Nu e a mea. Nu, mai acolo, mai bine, mesaj. Doar ce la apă de transferare asta? Un byte pe secundă, îți înapoi. Astfel încât, cine va dori să afle ce locuri de muncă sunt disponibile și nu numai în orașul în care este, în care domiciliază. Poate că este din Cluj și este dispus să lucreze și în Târgu Mureș, de exemplu. Se loghează.